Mie și-o port în suflet, evident, nu numai în fotografie. Un medic de excepție al Bacăului, dr. Virginia Zarea, și o voce de soprană extraordinară. Toată copilăria mea a fost însoțită de Santa Lucia, de O Sole Mio, de funiculi, și cânta mereu prin casă, un om atât de cald și un om atât de bun. Și acum a văzut toate locurile acestea, toate le-am văzut și eu, revăzând și imaginile cu Taormina. Și aici e o istorie sentimentală. Cartea pe care am scris-o despre mamelele Nescu, dirijorul nostru de marcă, are coperta el în frac pășind pe aleile din Taormina, unde evident a dirijat. Eu am pregătit pentru dumneavoastră câteva piese din muzica armeană, respectiv din creația celui mai proeminent reprezentant al armenilor, Aram Khachaturian. Am să vă spun câteva vorbe, nu voi face o lecție din istoria muzicii, dar Aram Khachaturian s-a născut în 6 iunie 1903, iar eu fiind obsedată de cercetare, am constatat că noi trebuia să o sărbătorim anul ăsta la 120 de ani de la naștere. A trăit 75 de ani într-o efervescență creatoare, a trăit o viață frumoasă și chinuită în același timp. Muzica nu i-a fost recunoscută multă vreme și de asemenea, putem să-l omagiem și la 45 de ani de la plecarea în infinit. Doar câteva cuvinte. A fost trimis din copilărie să facă școala de comerț, pe care am și făcut-o. După ce a început să cunoască muzică și să studieze muzică la Conservatorul Gnesin din Moscova, a uitat cu totul de școala de comerț și și-a dedicat toată viața muzicii. A fost nu numai un compozitor de marcă, a fost un profesor eminent, a fost dirijor și sigur că toți cunoaștem ceva din creația lui. A scris un concert, a început cu un concert pentru pian, apoi un superb concert pentru vioară și unul pentru violoncel. A compus și muzică de film, dar evident baletele sale au fost cele care l-au consacrat. Primul balet a fost intitulat Fericirea, după aceea a scris baletul Gaiane, la care a mai lucrat și a mai perfectat mulți ani, și Spartacus. Toți știm muzica lui Aram Khachaturian, din filmul Linia Maritimă Olegi. Deci n-a scăpat nimeni care să nu se încânte de această muzică. Pentru armeni, și nu numai pentru armeni, am să spun și eu o mică picanterie. Iubea foarte mult să mănânce dolma în frunze de struguri, da? De, mă rog, viță de vie, nu de strâmbă. Așa. Da. Și am vrut să spun că a avut 2 copii, 2 căsătorii, și Dansul Săbilor este poate cea mai cunoscută creația sa. Dar am mai vrut să spun ceva. Aceea că Aram înseamnă milostiv. Și cumva faptul că am aflat ce înseamnă m-a făcut să puțin să filtrez altfel ceea ce știu din muzica lui și ceea ce urmează să mai știu. Oricum, m-am întors cu foarte mult entuziasm la muzica acestui fenomenal compozitor, din creația căruia eu voi cânta
câteva piese foarte micuțe pentru pian.